Bine v-am regăsit, dragi prieteni iubitori de povești, la mulți ani, să fiți sănătoși, să vă bucurați de sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și de povești, bineînțeles, pentru că bucuria poveștilor pentru voi este, dragii mei, iar în această zi de mare sărbătoare am să vă dau răspunsul la întrebarea de ce câteodată întârzie Moș Crăciun sau de ce fuge de colo-colo foarte repede de nu apucați să-l vedeți. Am aflat de curând. M-am întâlnit cu un spiriduș care mi-a spus ce îi se întâmplă moșului. Acum, copii, ciuliți bine urechile, să țineți minte și să știți că moșul de aceea a trimis foarte mulți mesageri de-ai lui când se apropie sărbătoarea nașterii Domnului să mai împartă din cadouri, pentru că măcar conștientizează faptul că este un pic cam uituc. Moșul, pentru că e bătrân, e un pic uituc și se întâmplă astfel, dragi copii. În fiecare an, cu câteva luni înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, Moș Crăciun începe să pregătească cadourile. Știți, oricâte scrisori trimiteți voi, oricâte, se spune că moșul ține minte toate scrisorile. Ține minte, dar uneori mai uită. Și de aceea are și spiriduș, nu doar ca să îl ajute să pregătească cadourile, să-i mai șoptească atunci când are nevoie să îi se aducă aminte. Ei bine, dragii mei, să vă spun acum ce se întâmplă în noaptea de ajun. Moș Crăciun se pregătește. Sunt puse în sacul lui uriaș toate darurile, dar absolut toate. Spiridușii pun cadouri și mai pun acolo cadouri, se uită pe listă să aibă grijă să ajungă cadouri la toți copiii, câteodată ajung, alte ori ajung mai greu. Cert este că moșul, după ce se suie în sanie, eu am aflat că nu mai merg spiridușii cu el, pentru că trebuie să strângă tot pe acolo, să fie curat, ca apoi sărbătoarea nașterii Domnului, știți, se pregătesc și ei, și moșul singur mână sania cu cei patru reni și aleargă și ajung în văzduh și stai pe loc, moșule! Și sania se oprește dintr-o dată, renii pun o frână puternică și dau înapoi și numai ce vede moșul că trebuie să treacă așa ca printr-o poartă mare și albă și la poartă doi paznici, doi lei cu blana albă, albi, complet albi. Moșule, cine ești? Cum, cine sunt? Eu sunt un Moș Crăciun, cum, cine sunt? Aaa! Moș Crăciun, și nouă ce ne-ai adus? Vouă? Ce v-am adus? V-am adus... Iar am uitat de lupii aceștia, am uitat în fiecare... V-am adus de data aceasta o fripturică. Fripturică, moș... Da, vă aduc spiridușii mei acum, eu trec și vin... Moșule, dacă nu trec spiridușii tăi, să știi că... Nu, trec! Și moșul trimite așa cu un clopoțel după ce îl lasă să treacă, un clopoțel anunță spiridușii și clar se ține moșul de cuvânt și primesc câte o fripturică lupial care las pe moș să treacă. Stai, moșule! Dar păi nu m-ați lăsat să... Moșule, dar de ce... Unde te duci acum? Pe unde să mă duc acum? Mă duc să duc cadouri la copii, că-i ajunul nașterii Domnului ar fi trebuit să zică moșul, dar moșul iar nu-și aduce aminte. De ce, moșule? Vă spun când mi-amintesc, vă spun, spune moșul și lupii îngăduitor îl lasă pe Moș Crăciun să treacă și sania o pornește din nou cu viteză. Grăbiți-vă, renilor, că întârzi și anul ăsta o să ajung târziu la unii copii. Grăbiți-vă, și renii aleargă și sania lui Moș Crăciun mare și roșie prin văzduc, se îndepărtează și stai, stop, se aude dintr-o dată și moșul se oprește la o altă poartă și la poarta aceasta două vulpi albe. Moșule, ce cauți pe aici? Cine ești? Păi, sunt Moș Crăciun. Moș Crăciun. Auzi, soră, tu ai auzit de Moș Crăciun? Am auzit, dar nu știm acum. N-am auzit de Moș Crăciun. Cine? Cine-i Moș Crăciun? Băi, Moș Crăciun împarte daruri, zice moșul.
Daruri, zic vulpițele albe, daruri. Și pentru noi, moșule, ai vreun dar? Ia spune-te tu nouă, știi, de ce? De ce faci asta? De ce în fiecare an întâlnim noi pe aici cu darurile astea? Care-i rostul lor? Păi rostul lor e că mă așteaptă copiii să le duc. Păi, moșule, nu-i răspunsul cel bun. A, nu-i răspunsul cel bun. Ia, da, daruri, daruri, moșule, ce? Da, și pentru noi, moșule, un dar? Pentru voi, un dar? Da, am un dar. Am... spiritușii mei vin acum și vă aduc două fripturele. Două fripturele, da. Bine, moșule, data viitoare să știi, să știi de ce circul pe aici în miezul nopții așa târziu. Bine, spune moșul și haideți, renilor, mai repede că întârziem, spune moșul și renii aleargă mai tare și Sania zboară și mai puternic și stai. Acum ce mai e, spune moșul și doi urși polari imenși așa îl întâmpină la o altă poartă, tot albă, uriașă poarta și moșule, cine e și ce cauți pe aici? Păi, sunt moș Crăciun, moșul săracul, nu mai putea, copii. Așa, și dacă ești moș Crăciun, ce, crezi că poți să treci de aici și mai departe nu se trece decât dacă știi să răspunzi la o singură întrebare. Dar vin acum, spiritușii mei, vin acum și vă dau două fripturele. Moșule, tu-ți bagi joc de noi. Patru fripturele. Moșule, n-ai înțeles că nu treci de noi decât dacă răspunzi la o întrebare. 6 fripturele. Moșule, întrebarea, moșule, ascultă întrebarea. Da, ascult, da. Moșul săracu, barba albă, cu fia pe cap, tot îmbrăcat, aranjat, pregătit pentru copii. Era moș bun, dar știți cum memoria. Moșule, trebuie să știi să răspunzi la întrebarea asta. Da, sunt pregătit, da. Pregătit sunt. Moșule, ce cauți tu la ora asta, miez de noapte, prin văzduh cu renii ăștia, cu sania asta? Păi, e simplu, duc daruri. Moșule, n-ai înțeles întrebarea. De ce duci darul, moșule? Ce cauți tu aici? De ce trebuie să duci daruri acum? De ce duc daruri acum? Băi, da, moșule, care este rostul tău? Asta e întrebarea cea mai importantă. Care-i rostul tău acum, moșule, aici? Rostul meu acum, păi... Eu... Știu. Zi, moșule. Știu, măi, urșilor. Eu duc daruri acum pentru că e sărbătoarea nașterii Domnului. Eu sunt doar un instrument de bucurie. Pentru că pruncul, când a fost născut, a primit daruri. Și de atunci, pruncii sau cei cu inima de copil primesc și ei daruri. Dar, de fapt, darul meu întruchipează doar bucuria nașterii Domnului. Bravo, moșule! Au început urșii fericiți să aplaud. În sfârșit, după ani de zile, moșului parcă dintr-o dată i-a revenit memoria. Bravo, moșule, felicitări! Acum vrem și fripturicile, dacă vrei să ni le dai, dar poți să treci, moșul. Vin și fripturicile, a zis moș Crăciun, să-i răsplătească și pe ei cu cea, să le dea și lor un dar. Și-a plecat moșul mai departe și săniuța a zburat repede prin văzduh și renii se grăbeau și... De aceea, dragi copii, câteodată întârzie moșul. Pentru că, uite tu cum e, nu prea mai știe răspunsul la întrebări și uită că trebuie să dea darul și pentru lupii albi și pentru vulpițele albe și să știe să răspundă, mai ales urșilor polari, când îl întreabă de ce călătorești, moșule, prin văzduh în ajunul nașterii Domnului. Tocmai de aceea. Și aceasta a fost, dragii mei, povestea mea. Vă doresc să aveți sărbători cu bucurie, să fiți sănătoși și... ocrotiți. Și sigur, vă las și numărul de telefon mobil pentru mesaje. Acesta este 0740 171 622. Pe curând, prieteni!
Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!